Hei, yo, toată lumea, bine v-am regăsit la un unboxing pe acest canal. Tocmai ce mi-a ajuns casca. I-am dat eu ambalajul jos ca să nu mai fim atât de complicați. Este de la Dimi Sports. Sport, nu Sports. Force este. Și haide să începem să o deschid. Deci, prima dată. Știu, mă uit la măruță. Din start avem casca. Așa. Cutia aici, mai avem ceva prin cutie, nu? Niște foi, dragi bărbați. În fine. Nu mai avem nevoie de ea. Totuși, dracu. Acum asta contează. Din start ne întâmpină așa. Bă, dar chiar am uitat să vă spun. Du-te după ea. Știu, e ca mizerie, dar în fine. Să căutăm o nimica. Du-te, cu. În fine. Asta este casca. Așa. Hârtie. Pa. În fine. Deci, ea arată așa. Mie îmi place. Și, na, în fine. Este faină. Mie îmi place, ochelarii o să vină mai după ceva timp, cam de ziua mea, cred. Forma, cum se vede deja, este faină. Înăuntru ai loc. Chit că aici apare că e mic și că nu-i bună de tine, dar îi emu. Are de la între 54 și 58 de centimetri și eu am 60 și 56. Deci aș fi cam la mijloc. Și da, îmi place. Are multe guri de ventilație. Hai să le numărăm 6. 7, 8. Deci aici 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, coaște de aici, de 17 guri de ventilație și, da, aici e piciorul meu, în fine, și cablu. Și, da, asta se ridică în sus și în jos. Este special făcută și pentru ochelari. Mie îmi place și ne revedem cu ea pe cap. Da, și acum să vă arăt cum arată casca pe capul meu. Deci, așa arată, este, mie îmi place și pe asta o să m-am uitat înainte și nu prea am cum să pun GoPro-ul. Am cum, aici așa sus, cumva, aici așa, dar în fine. Deci, na, mie îmi place cum e și, da, deci, vă recomand, este faină, nu joacă, nu bate, nu troncă, în fine, nu joacă pe cap, e perfectă, na, și, na, ce să mai zic, hai să o dau jos din cap și ne revedem. Da, am dat-o jos acum. Deci, de încăpătoare. Este încăpătoare. Ce crezi am făcut asta? Stau lejer în ea. N-am treabă. Și următorul videoclip va fi un bike vlog.
Da, și cu această cască. Și să mă urmăriți la MTB Darius pe Instagram. Na. Aici așa e faină. Aștia, în fel, nu sunt sticăre, dar ori pus, ori dat culac peste ele ca să nu se mai dea așa. Și o să fie cu plină de sticăre, plină de tot. Na, deci cam asta a fost pentru astăzi. Eu sunt Darius, voi sunteți bikeri și ne vedem data viitoare. Salut!